etnologic Cristofor Naco din S. Nicolau Mare a găzduit un eveniment deosebit, Ziua Porților Deschise. Această inițiativă a avut ca scop prezentarea ofertei educaționale a liceului, atrăgând astfel mai multe clase din școlile gimnaziale din oraș și din localitățile învecinate. Evenimentul a fost coordonat de către directorul școlii, doamna Oana Cioban, care, împreună cu elevii liceului, a realizat o prezentare concisă a instituției de învățământ pentru viitorii elevi, în care au fost evidențiate atuurile și oportunitățile oferite de Liceul Tehnologic Cristofor Naco. Bună ziua! Numele meu este Oana Cristina Cioban și sunt directorul Liceului Tehnologic Cristofor Naco din S. Nicolau Mare. În numele meu, al colegilor mei, cadre didactice și al elevilor, vă spun un călduros bine ați venit în liceul nostru. Pentru început, vrem să vă prezentăm oferta educațională a școlii noastre pentru anul școlar 2024-2025. Colegii voștri mai mari, Alexandra și Cătălin, vă vor prezenta, urmând a interveni eu acolo unde consider necesar. Începem cu profilul de resurse naturale și protecția mediului învățământ la zi. Vă punem la dispoziție două clase câte 48 de locuri, domeniul fiind industria alimentară. Veți dobândi în final specializarea de tehnician analist de produse alimentare. După terminarea celor 4 ani de liceu, puteți continua mai departe la Facultatea de Inginerie Alimentară. Această diplomă vă va ajuta în procesul de admitere. Mergem mai departe la profilul resurse naturale și protecția mediului, tot învățământ la zi. Aici vă punem la dispoziție o clasă, câte 24 de locuri, domeniul agricultură. În final veți dobândi specializarea de tehnician în agricultură. Tot la învățământ la zi, profilul tehnic, domeniul mecanică, avem o clasă, câte 24 de locuri, specializarea fiind tehnician mecatronist. Trecem mai departe la învățământul. Mai departe. Învățământul profesional. Da, aici vă punem la dispoziție o clasă, am câte 24 de locuri, domeniul fiind agricultură, specializarea lucrătorul în agroturism. Tot la învățământul profesional de stat avem o clasă cu 24 de locuri, domeniul mecanică, specializarea fiind mecanic agricol. Vorbesc puțin despre diferența dintre învățământul liceal și învățământul profesional. Dacă v-aș întreba pe voi, ați putea să-mi spuneți dacă există vreo diferență între cele două forme de învățământ? Nu? Bine, am să vă spun eu. La învățământul liceal de stat veți face 4 ani de liceu, da? Clasele 9-12, iar la învățământul profesional 3 ani de învățământ profesional, urmând în continuare învățământul seral. Deci după 3 ani de învățământ profesional se poate continua în clasa 11 a învățământului seral. În ambele forme de școlarizare, deci atât la învățământul liceal cât și la cel profesional, veți dobândi la final, și acesta este și marele avantaj al absolvirii unui liceu tehnologic, 3 diplome. Diploma de absolvire, da? 12 clase sau 3 ani de învățământ profesional, diploma de certificare sau atestatul profesional sau diploma de meserie, da? Mai bineînțelesul vostru, în funcție de specializarea dobândită la învățământul liceal sau calificarea dobândită la învățământul profesional și diploma de bacalaureat. Mai departe. Această diplomă de meserie, cum îi spunem noi, sau certificatul de atestare profesională se poate dobândi doar în cadrul unui liceu tehnologic care la sfârșit veți dobândi, vă va da o meserie, da? Și nu este ușor ca la 18 ani să ai deja o diplomă cu care să pornești mai departe în viață. Pentru cei care vor dori sau vor ajunge la învățământul profesional, vă pot spune că veți beneficia de bursa tehnologică. În afara burselor pe care voi le știți deja, pe care le primiți deja și în școala generală, bursa de merit, de studiu, de ajutor social sau alte tipuri de bursă, această bursă tehnologică există doar la învățământul profesional din cadrul unui liceu tehnologic, cu o singură condiție, aceea să nu aveți absențe. Ceea ce este normal, ca și la celelalte tipuri de bursă, de fapt, care le cunoașteți. Ce vedeți acum pe ecran este durata pe
pregătirii practice din cadrul învățământului profesional. Cred că toată lumea este familiarizată cu faptul că la învățământul profesional se face mult mai multă practică decât la învățământul liceal și vedeți această creștere progresivă din clasa a noua, unde 24% sunt ore de practică, ajungând ca în clasa a 11-a, 78% să fie ore de practică, pentru că trebuie și practică, nu numai teorie. Mai departe, despre bursă l-am vorbit, trecem la celălalt calup, da? La prezentarea activităților extrașcolare. Da. Veți vedea câteva aspecte din viața noastră școlară și extrașcolară, din viața liceului nostru, să spunem așa. Am să intervin acolo unde consider necesar. Oricum, veți vedea, veți merge și într-un circuit al școlii, imediat ce terminăm noi această prezentare. Da, o să ne rulez. Elevii noștri sunt beneficiarii multor tipuri de activități practice și extracurriculare care se desfășoară în școală. Aici suntem la târgul ofertelor educaționale sau târgul liceelor timișene, da, care s-a desfășurat la Castel. Ați fost și acolo, nu? După câte mi-aduc aminte. Da, am fost. Da. Dar cel mai bine este să vedeți și din interior școala. Da. Tot ce vedeți s-a desfășurat pe parcursul acestui an școlar. Activitatea școlară sportivă este foarte dezvoltată în cadrul liceului nostru, ceea ce înseamnă că suntem sportivi foarte buni. Și aici vreau să ne oprim puțin, să vă vorbesc despre proiectul sau proiectele Erasmus pe care le derulăm de câțiva ani încoace, respectiv în urmă cu 4 ani am început și le continuăm. Nu știu dacă în școlile gimnaziale de unde sunteți, aveți desfășurați aceste proiecte pe învățământ gimnazial, încă nu. Sunt și eu la curent cu colegii mei din alte școli și vă pot spune că la momentul acesta suntem singura școală din această zonă care desfășurăm aceste proiecte Erasmus. Deocamdată, și nu este puțin lucru, avem proiecte în Portugalia. Ce înseamnă un proiect Erasmus? Înseamnă că elevii școlii noastre, dar în funcție de specializările pe care le accesați, vor merge în practică în Portugalia, exact în capitală, capitala Lisabona sau într-un oraș din apropiere, Montijo. Și nu este puțin lucru să desfășurați aceste ore de practică în altă țară a Uniunii Europene. În prezent, suntem în implementarea unui noi proiect care va începe din septembrie, anul școlar viitor, deci exact când voi veți putea fi elevii școlii noastre și să beneficiați de aceste proiecte desfășurate la momentul acesta în Portugalia, dar până veți termina voi, avem timp și pentru alte țări, să accesăm și alte țări. În cadrul vizitei, participanții au avut ocazia să exploreze sălile de curs moderne, laboratorul de informatică bine echipat și să se familiarizeze cu facilitățile oferite de școală. Participanții au avut oportunitatea de a discuta cu profesorii și de a afla mai multe despre metodele de predare inovatoare și programele educaționale. Știți ce este agricultura? Știința care se ocupă cu tehnologia cultivării plantelor și creșterea
da? Și dezvoltarea și dobândirea cunoștințelor pentru a elabora o afacere proprie după ce termină fiecare ori profesională, ori liceu, în funcție de calificările propuse, da? La sfârșitul CDL-ului se face o evaluare, da? Cu toate documentele pregătite ce le avem la practică, da? Se susține proiectul, da? Și asta e. Deci o facem și la școală, în cadrul școlii și în cadrul, deci la agentul economic, în cadrul fermei pe care o avem. Întrebări dacă aveți? Avem mai multe calificări, aici avem tehnician de agricultură, avem tehnician ecolog, avem tehnician electromecanic, tehnician mecanic, avem clase de profesională, lucrător în agroturism, lucrător, nu, mecanic agricol, ei fac practică mai mult clasele de profesionale, clasa 9-a 5 săptămâni, a 10-a 9 săptămâni și clasa 11-a fost în 3 ani de profesională, fac 10 săptămâni, iar clasele de liceu a 9-a 3, a 10-a 3, a 11-a 4 și a 12-a 5 săptămâni de practică. Întrebări dacă aveți copii? Inteligențe, le putem spune, da? Avem roboții
care aspiră singuri, da? Avem mai nou și roboții care tund gazon singur, da? Deci fără să fie necesară munca omului. Ca concluzie, mecatronica este de viitor. Vă așteptăm la NATO să vă înscrieți, să vă învățăm cum să lucrați cu roboții. Colegul meu o să vă prezinte. Bine ați venit, sunt Cocoș Mario, sunt profesor de mecanică. Pentru cei care nu vă place sau nu și lați atât de bine la învățătură, vă ordonez sau vă inițiez să alegeți domeniul mecanică, să scrieți pe primele opțiuni parte de mecanică, pentru că orice mașini vor fi inventate și orice structuri de acum tehnologizate, toate vor avea nevoie de om care știe să demonteze și să monteze piese la final. De altfel, cu mine veți învăța primele componente ca organe de mașini, începând de la șurubi, uliță, șaibă, nit, filet și altele, până la efectuarea unei distribuții, unei aprinderi, unui sistem de frânare, unui sistem de ungere, a unui motor benzinar sau diesel. De altfel, plecând de la principiu, meseria este brățară de aur, cred că și printre voi aveți cunoștințe care sunt mecanici auto și câștigă destul de bine, nu au făcut atât de multă școală astfel încât să fi dat rezultat în altă parte, dar dacă cunoaște o meserie, își asigură venitul lunar suficient ca să trăiască de ce. De aia vreau să vă implic să alegeți domeniul mecanic. Care îi folosește? Motorul poate fi. Motor. Este cel mai de viitor domeniul care vi se potrivește. Mai ales pentru că zona Valahului și zona în care trăiți, Nicolau Mare, este plin de utilaje agricole, care oricăruia îi trebuie un mecanic care să, dacă nu se defectează, să înlocuiască piese, să înlocuiască componente uzate de a mașinii. Plus de asta e un domeniu foarte, foarte simplu, dacă vreți să-l învățați. Vă mulțumesc! Ziua porților deschise la Liceul Tehnologic Cristofor Naco a fost o ocazie valoroasă pentru elevi și părinți de a se informa în detaliu despre oferta educațională a școlii și de a lua o decizie în cunoștință de cauză în privința alegerii liceului. Acest eveniment a consolidat relația dintre liceu și comunitate, arătând angajamentul și deschiderea instituției față de educația de calitate și dezvoltarea personală. Liceul Tehnologic Cristofor Naco din S. Nicolau Mare rămâne un punct de referință în învățământul local, oferind elevilor oportunități de învățare excepționale și pregătindu-i pentru succesul în carierele lor. Evenimentul Ziua Porților Deschise a subliniat angajamentul continuu al liceului de a oferi o educație de calitate și de a sprijini dezvoltarea viitorilor tineri profesioniști.